Ferps și Serm. Ce vă spun aceste nume? Vă dăm câteva indicii. Sunt mereu puși pe fugă, alergați de autorități și sancționați atunci când sunt prinși. Ei spun că pentru ceea ce fac, în afară de talent, este nevoie de multă viteză, adrenalină, agilitate și îndemânare. Ei bine, este vorba despre grafări. În general, pereți. De vreo 3 ani. Te-a învățat cineva sau singură interpretăție? Am avut ca mentor un grafer mai vechi, care între timp s-a lăsat și eu practic continuu ce a făcut el. Ce reprezintă desenele? Poți să le descrii? Un fel de personaje ale mele. Aceștia sunt niște porci. Da. Și în general scriu numele meu pe pereți. Există vreun câștig după copitarea unui perete sau? Nu prea. Dar cât de des faci chestia asta? De 2-3 ori pe lună. Dai câteva milioane pe vopsea? Da. Și vopsești? Și ca tine sunt mulți? Sunt cam 100 în București. Prin dans, muzică, discuții și întâlniri pe internet sau pe străzi cu gașca, vrem să ne exprimăm și de multe ori o facem cu talent, stil și personalitate. Avem nevoie să comunicăm, nu doar să privim de pe margine, și vrem să învățăm să respirăm noi forme de cultură. O formă de exprimare este și graffiti, o componentă a culturii urbane. Ea aparține unei generații ce practică expresivitatea non-conformistă. Tu ai desenat până acum? Vreun perete? Doar în cameră. Am avut o tentativă acum ceva timp, dar a fost oarecum nereușită că a venit poliția. S-a aprins girofarul. Și aveai la tine ustensilele. Da. Necesare? Ce-ți lasă? Aveam 7 canuri și cam atât. Și le-am luat pe toate. Înainte de apariția spray-ului cu vopsea, operele erau scrijelite încă din antichitate pe pereți. Graffiti modern, așa cum îl cunoaștem în prezent, a apărut în New York la începutul anilor 70. În prezent, găștile marchează pereții și alte bunuri publice cu numele bandei prin taguri, pentru a-și delimita teritoriul. Când este realizat fără consimțământul proprietarului, graffiti constituie vandalism. În primul rând, cred că este ca un fel de nou val al artistic, adică nu neapărat, e într-adevăr vandalizare, dar face parte din modalitatea lor de exprimare. În România, fenomenul graffiti a apărut în urmă cu aproximativ 4 ani. Ca și în alte țări, această artă a străzii este considerată de mulți ca mâzgălitură sau pagubă materială. Sigur, trebuie să facem un pic diferență între cei care chiar sunt talentați la chestia asta și cei care respectă niște reguli, chiar dacă ele sunt descrise. Unul care o să dea un graffiti pe o biserică sau pe o clădire istorică nu poate fi numit decât un vandal. Un street artist adevărat respectă orașul și ceea ce face, face pentru a-l înfrumuseța în felul în care înțelege el chestia asta. Cei mai mulți dintre street artiști nu respectă proprietatea. E unul dintre principiile anarhice care stau în spatele mișcării acestea. Noi mergem pe stradă, da, și avem în față tot felul de meșuri, bannere cu tot felul de reclame, care mai interesante sau mai idiote. De ce noi nu avem dreptul să răspundem la chestia asta? Prin propria noastră modalitate de exprimare. Cei care fac graffiti nu au interese materiale și luptă împotriva artei creată doar pentru bani. Pentru un grafer, cel mai important lucru este acela de a câștiga faimă și respect printre ceilalți artiști. Despre alte hobby-uri și preocupări ale celor aflați la vârsta adolescenței, dar și a celor care au trecut de această etapă, vom vorbi în emisiunile viitoare. Vrem să fim la curent cu modalitățile de expresie și comunicare ale generațiilor urbane. Așa știm și înțelegem mai multe azi despre lumea de mâine.